Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, iertarea pe care o dă Domnul Isus este o iertare restauratoare. Atunci când Dumnezeu iartă, El și repune în drepturi de pline pe cel iertat. Adesea noi iertăm, dar persoana care ne-a greșit nu se mai bucură de aceeași încredere din partea noastră. Nu este la fel cu Dumnezeu. Prin prorocul Ezechiel, el spune, toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. Aceasta este ceea ce spune Dumnezeu și este și exact ceea ce face. Experiența lui Petru este o mărturie în acest sens. Este o mărturie că Dumnezeu primește cu drag pe cel ce se pocăiește și nici măcar nu-și mai aduce aminte de greșeala lui. Noi oamenii găsim o adevărată desfătare atunci când totuși iertăm pe cineva se aduce mereu aminte de acest lucru. Poate facem aceasta și pentru că iertăm atât de greu și atât de rar. Așa cum spuneam, nu este cazul Domnului Isus. După cum o să vedem mai târziu, Petru nu este numai iertat, dar se va bucura de aceeași considerație din partea Domnului fiind folosit mai departe pentru lucrarea din cadrul împărăției cerurilor. De fapt, dragii mei, cam aici am ajuns cu studiul nostru din cadrul Evangheliei după Matei. Suntem la capitolul 27, după ce am văzut modul în care a fost prins Domnul Isus și dus la consiliul mai marilor preoților lui Israel. În timp ce se ținea acest consiliu care voia să găsească o vină cu orice preț Domnului nostru, Petru neagă de trei ori că l-ar cunoaște pe Domnul Isus. Aceasta după ce Domnul profețise că se va întâmpla așa ceva. Dar acesta este un subiect pe care îl abandonăm pentru un moment, pentru că trebuie să urmărim mai departe desfășurarea evenimentelor privitoare la procesul și crucificarea Domnului Isus. Dacă vorbim despre crucificare, vom observa că Matei nu ne oferă de fapt istoria ei, așa cum nu o face nicio evanghelie de altfel. Fiecare evanghelist redă mai mult ce se întâmplă în jurul crucii. Sunt mulți care încearcă să surprindă durerea, suferința, încordarea de pe chipul Domnului Isus în lucrări grafice. Unele dintre ele, este adevărat, sunt foarte frumoase, dar nu sunt decât un punct de vedere uman asupra ceea ce s-a petrecut acolo, Cerul nu a putut privi la suferința Domnului. Scriptura ne spune că a fost un întâlnueric de trei ceasuri asupra Pământului, pentru că cerul nu a putut privi la ceea ce se întâmpla pe cruce. Dacă noi ne uităm la modul în care descrie Matei acest episod, vedem cât de simplu este el. Parcă nici nu ar vrea să spună mai mult decât ei l-au crucificat. Aceasta nu pentru că nu înțelegea valoarea jefei Domnului Isus nu pentru că nu l-a iubit pe Domnul și de aceea nu-l interesa ce s-a întâmplat cu el. Dar durerea și consternarea în fața unui asemenea act este prea mare pentru Matei. Parcă nu-i vine să creadă că tocmai poporul în mijlocul căruia venise Domnul și căruia i-a arătat atâta dragoste și bunătate s-a purtat în felul acesta cu el. Dar, dragii mei, indiferent de poporul în care ar fi venit, indiferent de timpurile în care ar fi venit Domnul, noi oamenii l-am fi primit la fel, pentru că numai atât este în stare să dea natura noastră păcătoasă. Păcatul nu suportă neprihănirea și se revoltă împotriva ei. Dar numai acei care acceptă ceea ce a făcut Domnul Isus vor ajunge să fie izbăviți de sub puterea păcatului. Acest capitol, 27, începe cu dimineața ce urma serii în care a fost prins Domnul Isus. El a fost dus în fața Sanhedrinului, consiliul alcătuit din preoții cei mai de seamă și din bătrânii poporului. Acest consiliu nu mai avea puterea de a condamna la moarte. Ea aparținea de acum, în această perioadă, administrației romane. Consiliul trebuia să găsească o vină pe care să o prezinte guvernatorului roman, pentru că acesta se poate judeca și pune sentința. Acesta era motivul pentru care l-au interogat toată noaptea pe Domnul Isus, Dimineața îl iau și se prezintă cu el înaintea lui Pilat. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Isus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din pont. Așa cum am văzut data trecută, acuzatorii Domnului s-au folosit de orice mijloace pentru a-l acuza. Au folosit martori falși, au interpretat cuvintele lui cum au vrut, pentru a fabrica în cele din urmă o acuzație. Cu această acuzație vine ei la Pilat. Pilat avea palatul la Ierusalim, deși reședința guvernamentală se afla în cezarea pe malul Mediteranei. De fiecare dată, când erau sărbători importante în Israel, venea și el în capitală, deoarece se temea de revolte. De obicei, venea însoțit de o gardă puternică care să suplimenteze efectivele deja existente. Îngrijorarea romanilor era fondată. De fiecare dată, cu ocazia sărbătorilor Paștelor, în Ierusalim se aduna o mare mulțime de oameni. Era sărbătoarea cea mai importantă a evreilor. Era o sărbătoare comemorativă a unei mari liberări, iar aceasta aducea mereu dorința lor de a se elibera de sub puterea romană. Apoi, la Ierusalim veneau evrei de pe toată întinderea țării, precum și din țările învecinate, unde erau foarte mulți. Astfel, Ierusalimul nu era numai un oraș aglomerat în acele zile, dar și un oraș în fierbere, și la propriu și la figurat. Din aceste motive venea Pilat și armata romană. Dar, iată că Matei se întoarce și la Iuda, Vânzătorul. Atunci, Iuda, Vânzătorul, când a văzut că Isus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei. Treaba ta. Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis Nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Este aici un anumit lucru care trebuie să ne atragă atenția cu privire la acest pasaj. În momentul în care Petru se leapă de Domnul Isus, neagă orice legătură cu el, cântă cocoșul și Petru își aduce aminte de cuvintele Domnului Isus imediat iese și începe să plângă cu amar. Mă gândesc că Domnul Isus era acolo. Curtea de judecată nu avea modelul celor de astăzi cu boxa acuzaților și masa prezidiului. Acolo era o curte obișnuită. Soldați, acuzat, juriu, curioși, erau toți la oaltă. Poate că în momentul în care a cântat cocoșul, Domnul Isus l-a privit pe Petru drept în ochi. Nu știu ce a citit Petru, dar a ieșit afară din curte și a plâns cu amar. Nu cred că a fost o privire acuzatoare de genul Vezi, nu ți-am spus eu? Cred că a fost mai degrabă dragoste. De aceea a plâns Petru. Pentru că a văzut ce dragoste mare a trădat el. Dar el a plâns și s-a pocăit. Ei bine, acum avem o situație similară. În momentul în care Domnul Isus este judecat, Iuda era acolo. Când a auzit sentința, este cuprins de remușcări. Se duce și aduce cei 30 de arginți și aruncă la picioarele bătrânilor și preoților, cei care îl plătisere pentru a-l vinde pe Domnul. Probabil a privit și el în ochii Domnului Isus. A văzut nevinovăția lui, dragostea lui și nu a mai rezistat. Spre deosebire de Petru, Iuda nu are deloc încredere în iertare. De fapt, el nu mai prea avea credință în nimic, tot ce mai poate face el este să-și ia viața. Dragii mei, pentru a primi iertare, este nevoie să crezi mai întâi în ea. Nimeni nu poate intra în posesia ei dacă nu crede mai întâi că ea există și că este dăruită. Dar, la fel de curios, este și comportamentul bătrânilor lui Israel. Priviți numai ce tipicar și grijulii sunt ei cu privire la curăția templului. Nu puteau să pună acolo arginții pe care i aruncase Iuda, pentru că erau prețul sângelui unui om, dar, tocmai ei deduseră acei arginți. Vedeți, fără să știe, într-un anume fel, ei aveau dreptate. Banii aceia erau prețul sângelui, vieții Domnului Isus. Ori acel preț nu era pentru a fi pus în templu. El era pentru răscumpărarea păcatelor omenirii. Dar acești oameni nu credeau în acest fel de răscumpărare. Ei erau doar atenți să nu calce paragrafele legilor pe care ei le făcuseră din dorința de a acumula putere și respect din partea oamenilor, fără să se mai gândească prea mult la Dumnezeu. Poate ei nu se gândeau, dar Dumnezeu se gândea la fiecare detaliu. Fiecare profeție se împlinea în detaliu, în moartea, în crucificarea Domnului Isus. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice: "Au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiul lui Israel." și i-au dat pe țarii naolarului, după cum poruncise Domnul. Iată că Domnul Isus ajunge acum înaintea lui Pilat. Isus a înfățișat înaintea drăgătorului. Drăgătorul l-a întrebat, Ești tu împăratul iudeilor?" Da," i-a răspuns Isus. sunt." Liderii lui Israel voiau să scape de Domnul Isus pentru ceea ce considerau ei a fi o blasfemie. Vă aduceți aminte că Marele Preot l-a întrebat pe Domnul Isus dacă este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Domnul Isus a recunoscut că este. De fapt, nu era pentru prima oară când indica lucrul acesta. Ei ar fi putut și ar fi trebuit să-și dea seama și singuri și cu mult mai devreme lucrul acesta. Dar Domnul adaugă și o profeție legată de viitoarea lui poziție ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Reacția marelui preot a fost foarte violentă. Atunci, marele preot și-a rupt hainele și a zis, A hulit! Ce nevoie mai avem de martor? Iată că acum ați auzit hula lui. Ei au considerat că Domnul Isus este un blasfemiator și, probabil, dacă puterea romană le-ar fi îngăduit, l-ar fi ucis cu pietre. Pedeapsa clasică pentru blasfemie. Dar, pentru că nu li se îngăduia, l-au dus la Pilat. Însă, nu vin înaintea lui Pilat cu aceeași acuzație. Trebuia să găsească una care să prindă la romani. Aceștia nu erau ei prea interesați de disputele lor religioase. Ei înșiși aveau o mulțime de zei ai lor în care nu mai credeau și considerau că problemele religioase erau mai mult un moft. De aceea îl aduc pe Domnul Isus înaintea lui Pilat cu acuzația că Domnul se crede de fapt împăratul iudeilor. Acesta este motivul pentru care Pilat îi pune acea întrebare. Domnul Isus este mielul lui Dumnezeu, este Mesia și este și regele iudeilor. Deci nu era niciun neadevăr în cuvintele Domnului. El este regele tuturor. Dar Pilat avea mai multe informații decât cele date de liderii evrei. Domnul Isus însă nu răspunde acuzaților. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Pilat acesta, un om slab de altfel, care și-a câștigat poziția prin avere, avea totuși un simț al onoarei, dar numai până acolo unde era reprezentat interesul său. La fiecare praznic al Paștelor, dregătorul avea obicei să slobadă norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, Pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numește Hristos? Căci știa că din pismă dăduseră pe Isus în mâinile lui. După câte se observă, Matei nu insistă prea mult asupra detaliilor acestui proces. Însă notează și el două aspecte importante din acesta. Primul este cel legat de oferta lui Pilat. Pilat, conform unei obicei pe care și-l făcuse, voia să elibereze un deținut și voia ca el să fie Domnul Isus. Cred că aici avem o parte a motivației comportamentului lui Pilat. El știa din ce motive era adus Domnul înaintea lui, Știa că este numai invidia și orgolile liderilor evrei. Dar mai știa și că populația îl iubea pe Domnul Isus. Se temea că nu cumva populația să înceapă o răscoală. Deci, el era cumva prins la mijloc. El era prins între mulțime și liderii religioși, care și el amenințau că se vor duce la Cezar și îi vor spune că Pilat nu a pedepsit un dușman al Romei. Pe de altă parte, și soția lui vine cu o poziție favorabilă Domnului Isus. Prins la mijloc, Pilat aduce această problemă înaintea mulțimii. Preoții cei mai de seamă și bătrâni au înduplecat noroadele să ceară pe baraba, iar pe Isus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: Pe care din amândoi vreuiți să-l slobozesc? Pe baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis: Dar ce să fac cu Isus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Pilat credea că Domnul Isus se bucura de mai mare popularitate printre oamenii de rând. Poate că și el se informase cu privire la Domnul Isus și auzi despre binele pe care îl făcea Domnul oamenilor, dragostea cu care i-a înconjurat de fiecare dată. Din acest motiv, credea el, poporul o să ceară moartea lui Baraba, iar Isus va putea fi liber. Numai că acel popor era și el foarte schimbător. Cu numai o săptămână înainte, cei oameni și așterneau hainele înaintea Domnului Isus și îi dădeau onorurile unui împărat. De fapt, ei celebrau atunci scoaterea din scena Domnului Isus. Acum voiau moartea lui. Aici apare evidentă problema lui Pilat. El este în dilemă, nu mai știe ce să facă și se adresează mulțimii. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Imaginați-vă un judecător care, aflat în dilemă, cere publicului din sala de judecată să pronunțe verdictul. Care mai este autoritatea lui? Pilat încredințează întreaga problemă mulțimii. Lasă la latitudinea ei viața unui om nevinovat. Este drept că, în planul lui Dumnezeu, era ca poporul evreu să judece și să condamne pe Domnul Isus. Dar, în ceea ce îl privea pe Pilat, el nu avea nicio autoritate. Dragii mei, mă gândesc acum la atâția care sunt invitați să-l primească pe Domnul Isus. Este una din problemele cele mai importante din viața unui om și merită toată considerația noastră. Cu toate acestea, cu toate că este o problemă personală, este un apel la capacitatea de discernământ a fiecarei persoane, noi o transformăm în caz public. Am întâlnit persoane care aveau nevoie de o relație cu Dumnezeu. Și ei erau convinși de lucrul acesta. Dar făcuseră din această problemă personală una comunitară. Mereu erau împiedicați să ia acea decizie importantă de ceea ce vor gândi alții despre ei. Mereu se întrebau ce vor spune cei din jur, cum îi vor privi. Vor spune despre ei că nu sunt realiști, că sunt snobi și câte și mai câte etichete la care se puteau ei gândi. Cu toate acestea, ei și fiecare dintre noi avem atâta nevoie de Domnul. Uităm adesea că judecata este o problemă personală. Noi nu vom fi judecați nici după națiunea din care facem parte, nici după familie, ci fiecare va fi judecat după modul în care a crezut și a trăit în Domnul Isus Hristos. Pilat și-a spălat mâinile în mod simbolic, arătând că el este curat de sângele nevinovat al Domnului. Dar, era oare? Vedeți, nimeni nu poate fi cu mâinile curate în ceea ce privește sângele curs al Domnului. Fiecare dintre noi are mâinile murdare de acest sânge. Aceasta pentru că păcatele noastre sunt acele care l-au răstignit. În același timp, însă, suntem curățiți de acest sânge. Pentru că pentru fiecare dintre noi, a murit Domnul. În ceea ce privea poporul, ei, în cel mai inconștient mod, cer o pedeapsă pe care cu greu o vor purta. Și tot norodul a răspuns: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Cred că acesta este versetul asupra căruia nu mai este nevoie de niciun comentariu. Iată că au trecut câteva secole de atunci, și cererea lor a fost împlinită cu prisosință. În cele din urmă, Baraba este eliberat, iar Domnul Isus este dat pe mâna soldaților. Atunci Pilat l-a slobozit pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-l bată cu ele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Domnul Isus este dat în mâinile acelor oameni cruzi, cu dorință de a distruge. O, Doamne, și noi suntem la fel. Dragii mei, cred că este numai o problemă de circumstanță, că nu am fost noi acolo, dar probabil comportamentul nostru ar fi fost la fel. Ar fi fost la fel pentru că este vorba de natura noastră pervertită de păcat. Ostașii drăgătorului au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul lui toate ceata ostașilor. l au dezbrăcat de hainele lui și l au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit o cunună de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, în genunchiau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor, și scuipau asupra lui și luau trestea și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pentru acești oameni nu mai exista durere, viața nu mai avea valoare, suferința era ceva obișnuit. Cred că este o îngrozitoare imagine a decăderii umane. Să nu credeți că noi ne-am schimbat. Am schimbat doar mijloacele, le-am făcut mai moderne. Dar ceea ce vine din inima noastră este la fel. Este aceeași răutate și lipsă de dragoste. Pentru acei soldați era o încântare să tortureze, să stoarcă durere. Iar Domnul Isus suferea atât de mult. El era omul durerii, obișnuit cu suferința, mielul care era dus la tăiere. Dragul meu prieten, prin credință și noi suntem martorii și participanții la acest spectacol sângeros. Trist este că și noi avem un rol acolo. Și pentru noi a îndurat Domnul suferința. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpăținii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Aceasta era o băutură obișnuită dată condamnaților la moarte pe cruce pentru a atenua cumva efectele crucificării pentru ca ea să dureze mai mult. Până și hainele lui le-au tras la sorți. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice și-au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Interesant este ceea ce a scris Pilat deasupra crucii Domnului Isus și au scris deasupra capului vina. Acesta este Isus, împăratul iudeilor. Dragii mei, Domnul a murit pentru că a fost regele Universului, singurul care putea să ridice păcatul nostru, pentru ca noi să rămânem în viață. Pe el, regele, asemenea pildelor pe care le-a spus Domnul, l-au așezat între tâlhari și l-au dus la moarte. Chiar și în acea atmosferă, puterea lui Dumnezeu era prezentă. Acolo unde oamenii dădeau un concert de ponegreli, acolo unde oamenii scoteau ce era mai rău în inimile lor, acolo, Fiul lui Dumnezeu, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, arată dragostea lui. Matei nu de dialogul pe care Domnul l-a avut cu unul dintre tâlhari, dar acestuia îi promite intrarea în ceruri chiar în acea zi. Dragii mei, de fapt, pentru aceasta a fost jertfa lui, pentru ca noi să intrăm în ceruri. Lui a fost oferită moartea pentru ca noi să avem viața. Lui a fost oferit un mormânt pentru ca nouă să ne fie oferit cerul. Dragi prieteni, să nu uităm că aici este vorba de o decizie personală. Fie ca nimeni și nimic să nu ne poată ține departe de cel pe care nimic nu l-a ținut pe cruce decât dragostea pentru noi. Aici episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic Itinerar biblic Itinerar biblic Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar biblic. Inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, iertarea pe care o dă Domnul Isus este o iertare restauratoare. Atunci când Dumnezeu iartă, El și repune în drepturi de pline pe cel iertat. Adesea noi iertăm, dar persoana care ne-a greșit nu se mai bucură de aceeași încredere din partea noastră. Nu este la fel cu Dumnezeu. Prin prorocul Ezechiel, el spune, toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. Aceasta este ceea ce spune Dumnezeu și este și exact ceea ce face.